Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ora expertizei. Reforma în domeniul justiției se desfășoară tot mai lent. Este concluzia Asociației Promolex și Asociației pentru o Guvernare Eficientă și Responsabilă, care au monitorizat în ultimele 3 luni ale anului trecut ședințele de judecată, dar și realizările actorilor din domeniul justiției. Experții cred că cea mai mare restanță la acest capitol rămâne a fi reforma procuraturii. Din punctul nostru de vedere este reforma procuraturii. Aici trebuie să fie depuse eforturi consistente pentru ca concepția de reformare a procuraturii, pentru că toate proiectele de lege legate de reformarea procuraturii să fie aprobate și votate. Astfel încât noi să avem într-adevăr o instituție eficientă și aptă să lupte cu criminalitatea. Restanțe găsim în toate domeniile ce țin de reformarea justiției, spun experții. Potrivit unui studiu realizat de Asociația Promolex, doar 56% dintre acțiunile care urmau să fie implementate în perioada octombrie-decembrie 2013 au fost realizate. Printre cele care nu au fost îndeplinite se numără înregistrarea audio a ședințelor de judecată, dar și îmbunătățirea programului de gestionare a dosarelor. Acest program urmează să vedem cum va funcționa, deci el a fost perfecționat deja de câteva ori, este, dacă nu greșesc, versiunea 4 a acestui program și de fiecare dată au fost depistate deficiențe, putut fi constatată intervenția sau posibilitatea de factorului uman de a interveni în acest program. Reprezentanții Procuraturii Generale au refuzat să comenteze studiul experților, iar ministrul Justiției, Oleg Efrim, spune că reforma nu se desfășoară lent, ci după calendarul stabilit. Noi mergem după calendarul propus și îndeplinim toate condiționalitățile care sunt puse în fața Guvernului și implicit în fața Ministerului Justiției pentru implementarea reformei justiției. Și o dovadă în acest sens este și faptul că în sfârșitul noiembrie 2013 a intrat tranșa de 15 milioane de euro din suport bugetar din partea Uniunii Europene. Amintim că Uniunea Europeană a alocat 60 de milioane de euro pentru reforma în domeniul justiției. Mai mulți oficiali europeni și experți au declarat totuși că această reformă nu este implementată în mod corespunzător. Experții explică, acțiunile planificate în strategia de reformare în sectorul justiției formează doar baza pentru reformarea sectorului, în timp ce efortul cel mai mare se cere la implementare. Ori adoptarea unui pachet de legi și amendamente anticorupție nu înseamnă neapărat aplicarea acestor prevederi în practică sau nu garantează faptul că nu se vor găsi căi quasi legale pentru evitarea acestora. Drept exemplu, experții aduc cazul eliberării din funcția celor 3 judecători care urmau a fi transferați la o altă instanță din cauza remanierilor în cadrul judecătoriei comerciale de circumscripție. Deși CSM dispunea de informația prezentată de președintele țării referitoare la caracterul părtinitor la examinarea unor dosare confirmate și de SIS, judecătorii nu au fost demiși, ci au fost eliberați din funcție în baza cererii proprii, chiar dacă asemenea cereri nici nu există, ceea ce înseamnă că vor beneficia de toate indemnizațiile și garanțiile sociale conform legii. Aceste semnale sunt foarte negative, atât pentru opinia publică, cât și pentru comunitatea internațională, partenerii internaționale Republicii Moldova, și sperăm în continuare să nu mai avem astfel de situații. Chemăm și facem apel către autoritățile Republicii Moldova să dea dovadă de mai multă deschidere, de mai multă atenție și mai mult profesionalism în abordarea unor astfel de situații. Discutăm subiectul cu Ion Manole, directorul Asociației Promolex, Olesa Stamate, președintele Asociației pentru o Guvernare Eficientă și Responsabilă, autorii raportului, și Mariana Calugin, expert la Centrul pentru Analiză și Prevenirea Corupției. Bună ziua și bine v-am găsit! Din același raport mai aflăm că Ministerul Justiției a realizat puțin mai mult de 50% din acțiunile pe care trebuia să le realizeze până în septembrie, domnule Manole, dacă nu până în ianuarie. Până în ianuarie anul trecut. Deci raportul nostru se referă la perioada 93 de acțiuni au fost realizate și 70% nu. O concluzie foarte simplă a ceea ce ați constatat în acest raport voluminos și foarte amplu este că reforma justiției este lentă. De ce este această reformă atât de lentă în domeniul justiției? Având în vedere că foarte mulți factori decisivi din Uniunea Europeană, foarte mulți oficiali au vorbit despre importanța acestei reforme pentru Republica Moldova, pe lângă acest fapt și combaterea corupției. Și ce să înțelegem? Este vorba despre o lipsă a responsabilității, neclaritate în modul de implementare. Unde este veriga slabă? Domnule Manole. Dacă
Să vorbim despre responsabilitate, în primul rând, da? Deci, într-adevăr, autoritățile Republicii Moldova, atunci când au primit acest plan, atunci când și-au asumat acest plan de acțiuni, au fost conștiente de această responsabilitate, da? Deci, eu cred că nimeni, pe de o parte, nimeni nu se aștepta că el va fi implementat 100% în termen și nu știu cum, dar ne așteptam la anumite tergiversări sau restanțe. Dar totuși credem că indicatorul de 56% la 1 ianuarie 2014, practic după 2 ani de la derularea sau de la începerea acestei reforme, este prea puțin pentru așteptările și pentru perioada respectivă pe care au parcurs-o. Din 100 de puncte, câte i-ați dat Ministerul Justiției? Ministerul Justiției, păi, ați indicat cifra dumneavoastră. Asta ar însemna o notă de 5? O notă de 6, hai să spunem. Cu încurajare. Cu încurajare, pentru că reforma în justiție este foarte importantă pentru Republica Moldova. Știm foarte mult cât a așteptat societatea Republicii Moldova. Republica Moldova, opinia publică din Moldova a așteptat foarte mult această reformă, în primul rând. Am văzut haosul din justiție care a avut loc în ultimii 20 de ani. Lumea a luptat, să zicem așa, în stradă pentru reformă, pentru schimbări și ne dorim foarte mult ca aceste schimbări să nu fie formale. De asta noi vom sta cu ochii pe ei și vom sta cu pulsul pe reformă pentru a nu admite o reformă formală, după cum am spus și ieri. De ce am menționat lipsa responsabilității? Pentru că din ceea ce am parcurs acest raport, am văzut cazuri clare când mai multe subdomenii sau mai multe subinstituții ale Ministerului Justiției, inclusiv judecătorii, nu și-asumau responsabilitatea pentru acțiunea care trebuia, sau partea de reformă pe care trebuia să o implementeze. Fie nu știau, fie pasau responsabilitatea. Care, de fapt, ce denotă, de fapt, acest lucru? Există undeva o lipsă de comunicare între Ministerul Justiției și domeniile sau subdomeniile unde trebuie de făcut reformă? Sau e doar verbală, formală, această reformă care se cere de la organele judecătorești? Părerea mea este că, în primul rând, când a fost scris strategia de reformă a sectorului justiției și planul de acțiuni, părțile care sunt responsabile la zi de implementarea acestui plan de acțiuni nu au fost consultate, în mare parte. Poate unii au fost consultați, dar majoritatea nu au fost consultați. În primele exerciții de monitorizare pe care le-am făcut la începutul anului 2013, am constatat că mulți dintre cei care sunt implicați în mod direct în implementarea acțiunilor nu sunt de acord, nu le pasă, nu au fost informați, au zis pe șleau, nu am fost întrebați, nu ne-a întrebat nimeni, dar putem, nu putem. Ce ziceți voi de un set de 40 de acțiuni pe care urmează să le implementați în următorii 5 ani? Spre exemplu, nu știu, cu referire la CSM sau să ne referim la organele de autoadministrare în justiție. Nu i-a întrebat nimeni, dar aveți capacitate să faceți lucrul ăsta? Puteți să faceți lucrul ăsta? Nu. Bine, să zicem că s-a adoptat, a fost adoptat cum a fost adoptat, am depășit etapa asta, nu mai putem să întoarcem carul înapoi. Una dintre primele acțiuni pe pilonul 7, care este un pilon de coordonare, deci el nu este un pilon tematic, cum ar fi sistemul judecătoresc sau măsuri anticorupție sau justiția penală. Deci este un pilon care ține de eficientizarea coordonării întregului proces de implementare a reformei. Și pe pilonul, în acest pilon, printre primele acțiuni, este efectuarea unei analize a funcțiilor, structurilor responsabile de implementarea reformei din instituțiile care vor implementa reforma și ulterior ajustarea acestor structuri, fie cu personal adițional, fie cu întărirea capacităților, tot ce ține de fortificarea acestor structuri care ulterior să poată face față sarcinii suplimentare de implementare acestor acțiuni. Deci aceste acțiuni, deși erau scadente la sfârșitul 2012, până acum nu sunt implementate. Noi suntem la jumătate, de strategie și noi nu am făcut o analiză a funcțiilor acelor structuri care implementează reforma. Deci noi nu putem să răspundem la întrebarea, sunt în stare, nu sunt în stare, au capacitate, nu au capacitate, ce capacități sunt lipsă. Eu, ca să completez doar puțin, părerea mea personală este că, din ceea ce am observat, eu atât din chestionare, cât și în discuțiile personale pe care le-am avut cu diversi actori, pot spune un lucru foarte simplu. Mi se creează impresia că întreaga această reformă, în opinia unor funcționari de rang înalt, este percepută ca o impunere, o obligație asumată în fața donatorilor sau în fața comunității internaționale, ceea ce nu este deloc adevărat. Deci, după cum spuneam, a fost o așteptare și este o așteptare din partea societății de a schimba, de a avea reforme
situația din, de a schimba situația din Republica Moldova. Iar situația nu se poate schimba fără o justiție foarte bine pusă la punct. Întrebarea e totuși dacă întreg corpul judecătoresc se împotrivește acestei reforme în justiție. Sau există nume, sau există undeva interese pentru că această reformă să stagneze? Pentru că atât timp cât Republica Moldova are un țel, are un drum, are un parcurs și mai nou are și o agendă de asociere, această reformă a justiției ar fi trebuit, cel puțin logic, din punctul ăsta de vedere, ar fi trebuit deja să aibă și niște rezultate palpabile și pentru justițiabili, pentru cetățeni. Nu putem spune că nu avem rezultate. Vedem anumite încercări ale instanțelor, ale organelor de drept de a scoate în vileag sau de a cel puțin de a mima anumite fenomene. După mine, cred că totuși ele sunt foarte timide. Niște încercări care nu denotă o schimbare reală a lucrurilor în justiție, ceea ce este încă destul de grav. Mai ales că intrăm într-un an electoral, lucrurile se vor încetini după mine și mai mult, pentru că deja intrăm într-un alt fel de relații și este foarte regretabil pentru noi acest lucru. Doamna Kalugin, există o strategie, nouă ne place, am jucat foarte mult cu acești termeni, strategie, reformarea procuraturii, reformarea justiției, reforme peste reforme. Oricum, implementarea acestora lasă foarte mult de dorit, poate ar fi trebuit să inventăm și o reformă a implementării reformelor. După părerea dumneavoastră, ce denotă acest grad de implementare a reformei în justiție? Și ca să mai adresez încă o dată aceeași întrebare, unde vedeți dumneavoastră veriga slabă? Bineînțeles că e o problemă și în modul cum acest lucru s-a produs inițial, adică cum a fost planificat întreg procesul, că nu au fost consultați absolut toți actorii interesați, sau de exemplu că însă strategia este un document nici nu ambițios, dar pe alocuri chiar aventurat, sau că o acțiune au fost subîmpărțite într-o mulțime de subacțiuni și astfel în mod mecanic a fost sporit numărul de eforturi care trebuie să le depună autoritățile, sau de exemplu că nu erau prevăzuți bani și foarte multe lucruri care prioritar trebuiau să se producă la faza inițială, din acest motiv nu s-a produs, cum de exemplu elaborarea unor studii ca după asta să urmeze niște proiecte de acte legislative în baza acestor studii. Și bineînțeles că totul aceasta nu are cum să nu influențeze asupra procesului de implementare și asupra produselor propriu-zise. Deci trebuie să se înțeleagă, pentru că permise în Moldova acum avem peste 100 de documente de politici, strategii, concepții, programe. Și atunci când acest proces devine unul, cum să vă spun, deci nu aglomerat, dar supra-solicitat, țara nu reușește să administreze bine acțiunile pe care și le propune să și le facă. Eu mai mult totdeauna vedeam în ceea ce privește reforma justiției ca un slogan, așa să spun, mai mult de imagine pentru exterior. E foarte rău că implementarea acesteia a fost pusă practic într-o dependență totală financiară de către niște din exterior, ceea ce înseamnă că autoritățile totdeauna vor încerca să mușamalibiseze neajunsurile sau insuficiențele, deficiențele pe care le au, doar pentru a obține, de exemplu, următoarea tranșă pentru implementarea reformei. Și atunci când însăși autoritățile implementatoare nu sunt corecte față de sine și nu recunosc cel puțin într-un mediu absolut închis al lor că există probleme, atunci nu ai cum să aștepți ca să se producă schimbări. Ceea ce aș vedea eu ca o soluție, pentru că am înțeles că sunt foarte multe acțiuni care merg ca restanțe din trimestru în trimestru, din trimestru în trimestru. Și este evident că nu vor fi realizate și nici nu trebuie să fie realizate dacă e vorba de acele studii, în momentul în care deja avem proiecte și care au și fost adoptate unele. Bineînțeles că la o jumătate de acest proces este important ca guvernul să facă o analiză a contribuției, să spună, suntem la această fază, aceste acțiuni le ștergem din bilanț pentru că nu le realizăm și spunem de ce nu realizăm, ne concentrăm prioritar pe 1, 2, 3, 4, 5
și astfel încât și cele care nemijlocit implementează să aibă niște o viziune foarte clară asupra faptului ce trebuie să facă. Din toate aceste acțiuni ce țin de reforma justiției, dacă e să enumerăm 5 priorități pentru anul 2014 de care trebuie să țină să se țină cont atunci când e vorba despre schimbarea, reforma justiției, care ar fi acestea? După mine, cel mai important, se poate eu, proiectul de lege cu privire la sancționarea disciplinară a judecătorilor, pentru că aceasta puțin, însăși amânarea acestuia, mi se pare că a dezechilibrat puțin sistemul, deci judecătorii au primit mult mai multe garanții, de fapt și le aveau, deci nu trebuie să spunem că au fost chiar cel mai nefericiți și nenorociți. Însă aceste garanții și această discreție și monopol a instanțelor judecătorești trebuie să fie echilibrat cu niște mecanisme foarte clare de responsabilizare a judecătorilor. După mine, asta este cel mai important. Cel mai grav e ceea ce s-a produs, că reforma ținea de mai multe domenii și că acest lucru nu s-a produs într-un mod sincronizat. Organele de drept s-au reformat așa cum au vrut. În diferite perioade, procuratura se reformează și iarăși este probabilitatea ca să nu se încadreze armonios în ceea ce este deja sau în ceea ce se vrea. Și aceasta este grav și nu știu în ce măsură aceasta poate fi acum menajat, să spunem, și impactul să fie altul. Dumneavoastră, ce alte priorități vedeți? A fost enumerat un proiect de lege necesar, o să-l discutăm puțin mai târziu, pentru că există și voci care vin din CSM, care vin să ne spună într-un fel că ar putea acest proiect de lege să ajungă și la Curtea Constituțională, dar un pic mai târziu. Alte priorități, să zicem, din cele cinci? Alte priorități, cred că la fel reforma în procuratură joacă un rol sau poate juca un rol important în ceea ce privește buna desfășurare și buna realizare acestei întregi reforme. Și sunt de acord într-adevăr responsabilizarea judecătorilor, pentru că se creează sau rămâne în impresia opiniei publice că există o castă care se autoprotejează, se protejează încă foarte bine, ceea ce este un semnal foarte rău pentru o justiție în adevăratul sens cuvântului. Alte priorități care ar fi? Pentru că există, eu aș vrea să înțeleg un singur lucru. Atunci când vin europenii în Republica Moldova, deseori se creează impresia că suntem menajați sau autoritățile din Republica Moldova sunt într-un fel menajate. Ori există și o agendă de asociere, iar acordul sau atunci când citim acordul de asociere, sunt foarte multe puncte care fac referință la sectorul justiției, la combaterea corupției. Iar acest lucru este undeva și într-un program pe care și l-a asumat guvernul. Încercăm să vedem unde este, unde se pierde, pe ce coridoare se pierde, ca să înțelegem ce alte priorități mai sunt pe lângă aceste două pe care le-am tot discutat. Vis-a-vis de sectorul judecătoresc, cred că ar merita să fie menționat elaborarea unui proiect de lege care să modifice legea existentă cu privire la organizarea judecătorească în sensul optimizării dislocării instanțelor judecătorești în teritoriu. Un studiu a fost recent prezentat de Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova la acest subiect și sperăm că acest studiu va constitui un argument în plus sau un fundament bun pentru actorii responsabili să elaboreze un proiect de lege bun, fiindcă pe lângă toată insatisfacția noastră vis-a-vis de cum funcționează sistemul judecătoresc, totuși trebuie să acceptăm și faptul că judecătorii au o încărcătură destul de mare, mai ales în judecătoriile mari, în capitală, în orașele mari, au o încărcătură de dosare per judecător dublu sau chiar mai mult de două ori mai mare decât în alte state europene, chiar și vecinii din România, spre exemplu. Această optimizare cum ar trebui să aibă loc? Din câte am mai discutat, există un volum de muncă foarte mare la Curtea de Apel, din Chișinău, bine, și la alte instanțe. Acest lucru, cum poate fi optimizat? Pentru că, bine, noi ne confruntăm, din grație acestui motiv, dacă îi putem să spunem grație, avem foarte multe întârzieri atunci când e vorba despre examinarea dosarelor de judecată. Da, deci aici trebuie să fim foarte atenți. Studiul pe care l-au prezentat colegii de la CRJM spunea că, în principiu, deci dacă se urmează recomandările acestui studiu, o treime din numărul total al instanțelor în Republica Moldova urmează a fi reduse.
și cele care vor rămâne, deci, spre exemplu, una la trei raioane, urmează a fi consolidate în așa fel ca să acopere necesitatea tuturor raioanelor. Dar aici cred că trebuie să fim foarte atenți la respectarea accesului la justiția persoanelor, unul la mână, doi, și să ne asigurăm că, da, ok, dacă noi lichidăm două instanțe din două raioane vecine și lăsăm una, faptul că persoana X va putea călători sau îi va lua mai mult timp și mai multe resurse în aceea ca să ajungă la instanța de judecată, care este deja mai îndepărtată, acest lucru va fi compensat suficient prin calitatea actului de justiție, bună administrare. Unde ar putea avea cetățeanul certitudinea că această calitate va fi asigurată? Pentru că optimizare, bine, noi înțelegem într-un alt fel, optimizare înseamnă ceva mai bun, dar totuși foarte mulți cetățeni atunci când vor înțelege că pentru a-și găsi dreptatea trebuie să meargă la, nu la 20 de kilometri distanță, dar la 100 de kilometri distanță, atunci vor abandona pur și simplu în multe cazuri. Ar putea exista riscul acesta, de asta zic că trebuie să fie foarte bine calculate opțiunile pro și opțiunile contra unei asemenea optimizări. Optimizarea ar însemna nu neapărat reducerea instanțelor care sunt în, să zicem, nu știu, care sunt mici și care sunt... Trebuie să fie foarte... Eu sunt sigură că băieții la CRJ au făcut niște calcule pe măsură ca să vină cu asemenea propuneri. Eu personal nu le-am făcut și atunci nu pot să mă dau cu părere în acest sens. Dar sunt create condițiile, încetul sunt create condițiile tehnice pentru un proces mai transparent, mai echitabil. Este vorba de programul integrat de gestionare a dosarelor, care este în continuă perfecționare și sperăm că o să ajungă la un moment dat că într-adevăr va fi unul transparent și va asigura o distribuire aleatorie a cauzelor în instanța judecată și nu mai aleatorie, dar și eficient, în așa fel că judecătorul care lucrează mai puțin și mai leneș și nu înseamnă că primește tot mai puțin și mai puține cauze spre examinare, da? În funcție de cum reușește el sau acest mijloc informatic, au fost foarte multe cazuri, chiar și atunci când e vorba despre un caz pe care este mediatizat recent foarte, foarte mult, e vorba și despre Grave Carat, care acuză de fiecare dată că atunci când trebuie să se dea dosarul prin acest sistem aleatoriu de distribuție, se strică. Pur întâmplător. Și s-a întâmplat în examinarea acestui caz de foarte multe ori când acest sistem pur și simplu se strică. Mai mult decât atât, e vorba despre totuși o sumă impunătoare de bani acordată de Guvernul Statelor Unite ale Americii și doar 12% din dosare sunt distribuite prin acest sistem. Nu, de fapt, miracolul constă că în alte țări acest sistem lucrează perfect. Iar în Moldova așa se întâmplă că într-un mod miraculos, chiar și mecanismele care în altă parte sunt perfecte, deci se strică. Deci, bineînțeles că asta trebuie să fie în vizorul CSM-ului, după mine, și într-adevăr ar trebui ca acei președinți de instanțe unde acest program de fiecare dată, deci eșuiază, bineînțeles că ar fi trebuit să se solicite explicații și să se investigheze fiecare din aceste cazuri, pentru că unul din factorii coruptibili totdeauna a fost alegerea judecătorului. Inițial, din câte cunoaștem noi, de la cetățeni care se plâng pe acest lucru, costa parmese 50 de lei, putea eventual să alegi un judecător și să faci ca dosarul să numerească exact la judecătorul care îți trebuiește. După acest sistem, taxele au crescut și ajunge la 100 de euro ca să numerească un dosar la un judecător pe care îl vrea anume. Fiecare parte trebuie să fie... Fiecare parte, exact, că e mai greu să strici, cred că, sistemul. Fiecare din aceste lacune, deficiențe, bineînțeles că trebuie să fie examinate într-un mod foarte responsabil de către organul de autoadministrare. Iată de ce, dacă se pune miza pe proiectele de legi elaborate, adoptate, atunci, de fapt, principalul ceea ce ar putea să asigure un succes al procesului de reformare este că fiecare, la locul său de muncă, își face treaba, munca absolut corect și absolut cinstit și absolut onest. Și atunci SME-ul de fiecare dată trebuie să reacționeze la toate excesele, absolut la toate, dar nu selectiv, la toate comportamentele neadecvate, la toate problemele care sunt sesizate și de fiecare dată să vină cu soluții
care sunt într-un anumit cadru legal și sunt corecte și sunt executate. Pentru că dacă vom sta și vom aștepta până ce va trece această perioadă de implementare a proiectelor, multe din aceste legi nici nu prea au foarte mult, să spunem așa, potențial de a influența sistemul propriu-zis, așa, dacă e să vorbim calitativ asupra lucrurilor, nu numai cantitativ. Totul depinde de calitatea individuală a fiecărui din jucător și atunci când unul nu este pe măsura așteptărilor, atunci întreg sistem poate să eșueze. Alina, de multe ori soluțiile le dau chiar cei din societatea civilă, care de fapt nu pot sancționa. Poate opinia publică așteaptă că ONG-urile sau organizațiile care se ocupă de monitorizare sau de care acordă suport autorităților în implementarea sau realizarea acestor obiective, ONG-urile nu pot sancționa, ONG-urile nu pot decât să critique și să arate cu degetul problema sau rana unde există și cum poate fi rezolvată această problemă. Problema este că nu întotdeauna, din păcate, autoritățile sunt deschise. Ele de multe ori mimează această deschidere, această transparență și acest dialog cu societatea civilă, în realitate însă continuă să-și facă interesele așa cum crede ei de cuvință. Am văzut foarte multe apeluri, declarații, expertize ale societății civile, recomandări foarte bune, care în realitate sunt declarații pozitive față de astfel de propuneri, dar sau în public sunt anumite, să zicem așa, niște mimări că da, vom analiza, vom vedea, dar în realitate lucrurile sunt negative. Când ajung documentele în Parlament sau pe masa guvernului, sunt deja total schimbate. Dacă e să ne referim la acest sistem de distribuire aleatorie a dosarelor în judecată, faptul că de multe ori se strică, așa spun judecătorii, acest program, putem oare să facem o statistică a cazurilor unde acest sistem se strică? Pentru că așa cum e, cel puțin la prima vedere e să vedem, doar pe cazurile mai mult sau mai puțin de rezonanță se strică. E posibil cumva ca aceste cazuri să fie monitorizate și ca societatea civilă să analizeze anume cazurile care sunt distribuite aleatoriu și care ar fi trebuit să fie distribuite aleatoriu, dar nu au fost distribuite din cauza că acesta ar fi un studiu, cred că, foarte interesant, pentru că ar fi fost unul foarte bine direcționat în gust ca să arate anume unde există. Ar fi un studiu foarte interesant. Eu acum chiar nu pot să spun din punct de vedere tehnic dacă acest lucru este posibil, dar cred eu e posibil, pentru că cu siguranță putem să ajungem la niște concluzii când acest sistem eșuiază având o anumită logică, prin, de exemplu, urmare a faptului că nu a fost funcțional dosarele de o anumită rezonanță, de exemplu, de o anumită valoare sau în limitele anumite valorice numeresc la același număr de judecători, la aceiași judecători, și bineînțeles că aceasta poate să demonstreze anumite, să spunem, factori de risc în cadrul... E o foarte bună idee de proiect, de fapt. Și aici ni se spune din nou că există prezumția nevinovăție. Nu, dar aici chiar nu avem cum să-i condamnăm, dar doar pentru a vedea care este logica acestei disfuncționalități a sistemului, pentru că cu siguranță există această logică. Eu vă asigur că acest lucru se întâmplă nu neapărat într-un caz de rezonanță socială, da? În foarte multe cazuri sunt chiar mai departe de ochii lumii, însă la fel de sunt de importante, fie prin faptul că însă și acțiunea este una valoroasă sau însă și drepturile care sunt revendicate sunt unele esențiale sau însă și părțile iarăși sunt foarte importante. A existat de fiecare dată această, să spunem așa, o categorisire a judecătorilor. Eu am avut posibilitatea să lucrez într-o autoritate exact care se axa mai mult pe control financiar. Și de fiecare dată vedeam că, de exemplu, până la 1 milion cauzele mergeau la un judecător, de la 1 milion la 4 mergeau la al doilea, de la 4 în sus mergeau la al treilea. Deci era această o distribuire a dosarelor specializată
Pentru că, de fapt, obiectul era diferit, putea să fie diferit, însă specializat în dependență de valoare. Și noi, de fiecare dată, acest lucru foarte mult, foarte mult ne amuza. Deci ar fi o foarte bună idee de proiect, într-adevăr. Ar fi o idee foarte bună, doar că nu avem posibilitatea să facem acest lucru în cadrul monitorizării pe care o desfășurăm. Da, un alt proiect, absolut separat. Și de acum le dați idei autorităților să aibă grijă. Să se mai strice sistemul și în cazul cauzelor neimportante. Acest sistem poate fi manipulat manual. Și dacă există într-adevăr undeva mici deficiențe, ar fi de înțeles. Dar eu bănuiesc că există și un raport pe care trebuie să-l dea și guvernului pentru felul în care guvernului Statelor Unite, pentru felul în care este implementat acest sistem și pentru felul în care acesta funcționează. Eu îmi imaginez fața americanilor care stau și spun: ce mamă, la voi se strică, la noi niciodată. Ce cu... Deci iată de ce atunci când în exclusivitate leși absolut toate lucrurile la o așa numită depersonalizare a sistemului și excluderea, adică a factorului uman, e o foarte mare greșeală, pentru că factorul uman poate fi oriunde și este oriunde. Iată de ce o importanță deosebită trebuie să se acorde anume integrității individuale și calității morale a fiecărui din funcționar al sistemului. Și anume aici trebuie depus, să spunem așa, deci accentul. Pentru că, de exemplu, aceeași inițiativă de a face ca și judecătorii și procurorii să treacă prin testul la poligraf, da, nicio problemă, pentru că, în fond, toată lumea știe că aceste rezultate nu pot fi unicele pentru luarea unei decizii în ceea ce privește cariera acestui judecător și că există o foarte marjă de eroare, mare marjă de eroare, deci, în rezultatele acestei testări. Însă, problema e că chiar dacă ai pus aceasta în lege, aceasta nu rezolvă problema, pentru că noi avem legea cu privire la testarea cu poligraf din 2008, asta sunt câți ani, aproape 6 ani. Însă, pentru ca această lege să o faci funcțională, trebuia să fie elaborate și adoptate toate actele normative subordonate, inclusiv acele criterii pe care trebuie să aibă un poligrafolog, inclusiv ca acest poligrafolog să fie certificat de către o comisie care de acel trebuia să fie încălțată. Dar există, un proiect mai nou de lege care prevede același test a integrității cu poligraful, dar este o modificare, inclusiv și atunci când, intră în sistem un nou judecător. Bine, cea mai mare problemă e dacă acest test cu poligraf nu se poate și el strica la fel ca și sistemul. Dacă poligrafele la noi nu sunt cu capricii. Asta e o problemă. Însă să vedem cum o să se reacționeze. Doar ceea ce vorbim noi acum, cred că e ceea ce au făcut băieții, e, în fond, mai mult o evaluare, să spunem așa, cantitativă a lucrurilor. Însă, dacă e să te baci și să încerci să faci o evaluare calitativă a lucrurilor, aici chiar poți să te descurajeze. Și iată de ce, cel puțin pentru mine, reacția ministrului Justiției a fost una foarte bizară atunci când totul merge potrivit termenilor calendaristici, dacă exact cercetarea vorbește de faptul că sunt restanțe. Deci nu s-a mers pe o interpretare calitativă a lucrurilor, ci în exclusivitate pe o cuantificare cantitativă a lucrurilor. După mine mai este încă o problemă, noi foarte multe lucruri face pentru partenerii externi. Și în cazul ăsta, totdeauna eșuăm, pentru că trebuie să înțelegi că dacă vrei ca să faci ceva bine pentru sine, trebuie să înțelegi că o vrei pentru tine și să o faci, și să o faci bine din start. Deci, în momentul în care... E la fel ca și în cazul liceanului, care o face pentru părinți și nu o face pentru sine și ajunge să fie, să devină ministru fără să aibă un background cultivat. Întrebarea a doua ar veni aici despre cealaltă prioritate despre care am discutat inițial, despre responsabilizarea judecătorilor și despre eventuala răspundere pecuniară. Există voci în CSM și aici pot să numesc pe președintele interimar, domnul Vistrnicianu, care spunea că ar putea acest proiect de lege să ajungă și pe mâinile celor de la Curtea Constituțională. Cum
vedeți acest lucru? Eu mai degrabă mă așteptam alt proiect care a fost votat de către Parlament în ceea ce privește îmbogățirea ilicită. Proiectul ăsta de lege cu privire la, răspunderea disciplinară a judecătorilor avea unele carențe, însă chiar care puteau fi și pot fi încă depășite la această fază în examinare. Una din problemele de bază a acestui proiect, că nu face o delimitare foarte strictă între ceea ce înseamnă, de exemplu, o abatere disciplinară și ceea ce înseamnă o abatere etică. Și acest lucru face ca proiectul să fie unul vulnerabil, pentru că dacă e vorba de o abatere disciplinară anume, bineînțeles că trebuie să fie sancțiuni disciplinare. Dacă e o abatere etică, de obicei, aceasta trebuie să conducă la niște sancțiuni etice, de exemplu, excluderea din Asociația Judecătorilor sau oricare alta. Eu cred că cel mai mult ce îi deranjează această sancțiune cu indemnizațiile, cu anume cu sancționarea pecuniară. Eu acum la moment nu sunt gata să spun. În genere nu sunt careva standarde europene care prin aceste sancțiuni ar fi fost violate. Deci sancțiuni de genul ăsta există și există în alte țări. Ca să vă eficiență, și ca și utilitatea unui proiect de lege care vine să responsabilizeze judecătorii. Domnule Manole, părerea dumneavoastră, implementarea, bine, apropiat deocamdată adoptarea eventuală a acestui proiect de lege, va responsabiliza judecătorii sau există și aici căi prin spate, ușițe, tot felul de trecători, tot felul de lucruri pe care ne scapă eventual acum? Orice lege responsabilizează. Deci, în primul rând, trebuie să avem un cadru normativ. Evident, se vor încerca și vor apărea anumite, să zicem așa, breșe în această posibilitate de a responsabiliza judecătorii. Știind că ei există sau coexistă ca o castă, se apără unii pe alții, vor mai exista încă tentative de rezistență din partea lor. Dar o lege bună trebuie adoptată și trebuie să se încerce să mergem mai departe, pentru că altfel nu vom ajunge la niște rezultate reale niciodată. Credeți că vor fi mai responsabili judecătorii dacă li se va lua 20-30% din salarii? Ce se va întâmpla a doua zi? La fel cum nu-i responsabilizează nici faptul că le-au mărit salariile de la 1 ianuarie. Asta de fapt nu schimbă nimic. Ceea ce noi totdeauna spuneam, nu? Exact. Pentru că valoarea mitei cum depinde de salariul în fond pe care îl are o persoană. Însă, în momentul în care sporește salariul, sporește și mita pe care o solicită această persoană, pentru că el pune în joc ceva mai mult, să spunem, da? Și, însă, în fond, în instanțele judecătorești, mita se calculează puțin altfel. Asta nu depinde de salariu, depinde de valoarea pe există și o formulă de calculare a mitei la intrarea în judecătorie. Din ceea ce spun chiar și clienții care se adresează, în fond, aceasta, dacă e, de exemplu, o acțiune de valoare, adică care poate fi cuantificată, e undeva 10%, spunea lumea înainte, 10% din valoarea întregii acțiuni. Însă, faptul că o persoană totuși a fost prinsă cu 200 de euro demonstrează că judecătorii pot să meargă și pot să se vândă cu mult mai ieftin. Noi am vorbit într-o emisiune despre corupția mică și corupția la nivel înalt. Deci corupția de sistem, respectiv corupția mică, cea pe care o tot încearcă eventual cei de la CNA să ne arate că există modalități de stârpire a acesteia, dar există corupția la nivel înalt. Atât timp cât există, această lege, care este bună, care probabil va fi susținută. Ea a fost dezbătută în Parlament și urmează să fie și adoptată ulterior. Dacă va fi această lege adoptată, va crește corupția? Sau, așa cum spune domnul Manole, va responsabiliza pentru că orice lege responsabilizează? Nu cred că va crește corupția, dar nici nu va responsabiliza. Vor responsabiliza faptele care demonstrează că, uite, pentru încălcarea legii sau pentru abateri disciplinare repetate, ai zburat din sistem fără niciun fel de garanții și privilegii.
și fără posibilitatea de a activa în continuare ca avocat, procuror și așa mai departe. Deci ai zburat din sectorul justiției, din sistemul justiției. Atunci te responsabilizează, că te gândești de două ori, e mita sau nu e mita. În momentul în care tu știi, și a fost clar exemplu din decembrie cu cei judecători, sau la începutul ianuarie, cu acei judecători de miști, da? Care au fost demiși, Alexandru Rotari, așa, care au fost demiși în baza propriei cereri, care nici nu exista, dar în fine, deci în baza unor informații clare cu privire la caracterul părtinitor pe care l-au manifestat în examinarea unor dosare. Deci au fost demiși în baza articolului 26 alineatul 2, așa, beneficiind de toate garanțiile demisiei onorabile. Și ulterior poți să angajezi în sistem, să revină în sistem la un moment dat, fără probleme. În 2-3 ani îi vedeți din nou judecător într-o instanță, care vorbea. Și asta, de fapt, e cel mai rău ce se întâmplă, pentru că poți să ai 100 de legi, însă în momentul în care eu, ca judecător, văd că alt judecător pot să treacă de această sită, nu aveți cum să așteptați de la mine ca să fiu mai responsabil, mai demn, numai dacă nu sunt așa eu, dacă nu sunt așa din fire, exact. Acest lucru este cel mai grav și ceea ce vă spuneam, deci restul acțiunilor chiar nu contează. Dacă atunci când s-a produs o încălcare, ea nu a fost investigată, nu a fost urmărită, persoana nu a fost sancționată. Ceea ce s-a întâmplat cu acești judecători, mie mi se pare că pur și simplu s-a ratat timpul când aceștia puteau fi pedepsiți. Pentru că există și niște termene de prescripție și în momentul în care au expirat, nu ai cum să vii asupra lor cu niște proceduri disciplinare. Aceste termene de prescripție au trecut de la sine sau s-a dorit ca să se treacă? Cred că nu s-a reacționat, pentru că eu absolut sunt sigură, cel mai nici nu revoltător, foarte interesant pentru mine a fost că aceste persoane de fapt au trecut prin acest filtru, fiind de la judecătoria economică mutați prin diferite instanțe acum. Și eu sunt sigură că și la acel moment asupra lor exista destule informații pentru ca să nu le permit să treacă. Și acest lucru e puțin nici nu descurajează, dar nu știu cum te face să nu înțelegi ce se întâmplă. E vorba aici și inclusiv despre Liliana Andreaș, de exemplu, care a fost cercetată penal de Procuratura Anticorupție, după ce a fost filmată, deci există și probă, filmată în timp ce primea mită, a plecat onorabil din sistem. Astăzi nu avem absolut niciun judecător dat sau, bine, condamnat, să zicem. Așa cum se întâmplă în multe țări europene cu democrație, cu tradiție în democrație. Vom avea sau astfel de cazuri? Sau vom continua să avem la suprafață o justiție impecabilă fără niciun judecător corupt? Așa cum încearcă de altfel într-un interviu să spună și șeful interimar de la CSM, Dumitru Pestrănice. Eu cred că vor fi sancționați și va fi inițiat procesul penal în privința unor judecători, dar nu cred că va fi inițiat în privința celor judecători care, într-adevăr, nu că merită, trebuie să fie inițiat procedura penală. Observăm recent exemplu judecătorul Coval, da, care, da, indiscutabil, cel puțin ce a fost dat presei, că a inclus în materialele dosarului mărturii care nici nu existau, deci nu au fost pronunțate în ședință, este incontestabil că a încălcat legea, clar. Dar nu cred că ăsta este cel mai cel mai grav lucru pe care este grav, trebuie sancționat, nu discutăm. Dar eu nu știu de ce am senzația că asemenea cazuri vor fi scoase în atenția publicului, asemenea cazuri vor fi publicate, dar nu vor fi inițiate proceduri în privința judecătorilor care au fost întotdeauna în serviciu autorităților, politicienilor care le-au îndeplinit comenzile și așa mai departe. Adică asta e o... Și săptămâna aceasta noi am avut cazuri când Republica Moldova a pierdut la CEDO. Bine, sunt pierderi mai mici comparativ cu celelalte care au fost 20.000 de euro, dar sunt și acești bani. Nu e vorba doar despre partea de bani, oricum e vorba despre un indicator. Ce se așteaptă, de fapt, de la Republica Moldova și dacă se mimează, sau cel puțin autoritățile sau oficialii europeni lasă
Republica Moldova oarecum un timp, un spațiu, doar pentru că suntem noi într-o poziție în care suntem avantajați eventual în aceste zile de apropiere de Uniunea Europeană. Dacă îmi permiteți, cred că aici avem cu toții o problemă foarte serioasă atunci când afirmăm că chipurile europenii ne menajează sau că europenii închid ochii la toate problemele care sunt la noi. Haideți să vedem care este rolul europenilor. Ei nu se pot implica în afacerile noastre interne. Este treaba noastră. Avem un guvern pe care noi l-am ales, avem un guvern pe care noi îl plătim din impozitele noastre. Avem societate civilă, avem opinie publică, avem presă liberă. În momentul în care avem probleme serioase, este de datoria noastră să le pedepsim, să cerem sancționarea lor. Europenii nu pot să vină să facă regulă în casa noastră, nu pot să vină să ne măture în ograda noastră. Ei pot să ne ajute atunci când noi cerem, când ne dea un expert să ne spune cum s-a făcut la ei, cum se face la ei sau cum. În rest, eu nu cred că este de datoria lor să facă regulă, după cum spuneam, la noi. Bine, domnule Manole, totuși există și un european care ar putea să se întrebe, dar există mecanisme, pentru că eu, ca și cetățean european, sunt contribuabil din banii mei, din acești bani pe care îi dau eu Uniunii Europene, respectiv bugetului național dintr-o țară, Uniunii Europene, respectiv ajung acești bani, 100 și ceva de milioane pentru reformarea justiției în Republica Moldova, 10 de milioane pentru reformarea îngust, deci pe reforma procuraturii. Există și oficiali europeni care au mecanisme și pe care au spus-o. Există modalitatea prin care autoritățile europene, atunci când nu se implementează reforme, nu mai dau bani, nu mai dau a doua tranșă. Există acest mecanism. La noi nu prea se întâmplă. Pentru acest că contextul este altul. Dumneavoastră doar ați menționat acest lucru. E un context care este unul favorabil apropierii noastre. Și aceasta, bineînțeles, că influențează asupra faptului că foarte multe, să spunem așa, scăpări, sunt taxate puțin mai lejer decât, de exemplu, ar fi așteptarea noastră. Iată de ce aici chiar nici nu sunt sigură că este importantă reacția europenilor la faptul cum se implementează reformele, pentru că una din condiții care a fost pentru următoarele tranșe e ca să fie reforma implementată la un nivel satisfăcător. Să înțelegem că pentru ei mai mult de 50% înseamnă satisfăcător. Să pentru ei au, deci, au indicatori foarte, foarte exact pe care îi monitorizează. Nu este vorba doar de satisfăcător. Deci ei au indicatori de performanță sau de rezultat care sunt incluși în matricea de politici pe care a semnat-o Uniunea Europeană cu Guvernul Republicii Moldova și acolo monitorizează, spre exemplu, vis-a-vis de înregistrare audio pentru primul an. Este înregistrarea audio să fie asigurată 100% în dosarele penale, în al doilea an să fie asigurată 100% în toate dosarele penale, inclusiv curțile de apel și Curtea Supremă de Justiție, și în anul 3 să fie asigurată în toate instanțele, în toate, deci 100% cauze. Deci sunt indicatori foarte exacti. Și asta este doar un exemplu. Atunci, da, să nu credeți că o să primească următoarea tranșă 100%. Credeți că astea 60 de milioane vor fi dezbursate așa cum a fost planificat? Eu am dubii. Eu cred că da. Poate cu mai multe rețineri, poate într-o sumă mult mai mică decât prima tranșă, pentru că următoarele tranșe sunt variabile și în dependență de amploarea reformelor. Se mai pune gen indicatorii macroeconomici, transparența bugetului, gestionarea bună a bugetului. Și mai există un sondaj de opinie plasat pe pagina web a Ministerului Justiției, care arată că reforma decurge foarte bun, iar justițiabilii sunt mulțumiți de actul justiției în instanțele de judecată. De fapt, că justițiabilii sunt mulțumiți de actul justiției, nu arată că reforma decurge bine. Deci, în ceea ce privește aceste sondaje, după mine, ele sunt unele credibile, pentru că se axează pe niște beneficiari exacti, pe persoanele care iese din instanțele judecătorești, ceea ce înseamnă că are anumite experiențe. Altă problemă e că autoritățile niciodată nu interpretează aceste sondaje comparativ cu cele care sunt generale și care vorbesc despre o lipsă de încredere sau o încredere redusă a cetățenilor la general față de sistem și ne îngrijorindu-se de acest lucru nu fac nimic pentru ca să spărească imaginea sistemului la general. După mine, faptul este că există o discrepanță între rezultatele sondajelor pe beneficiarii exacți
și rezultatele sondajelor gen barometrul opiniei publică vorbește... Deci, ca să facem aici o paranteză, e vorba despre 48,6% din respondenții acelui sondaj, BOP, care nu au încredere. Nu au încredere și foarte puțină lume au foarte multă încredere în instanțele judecătorești. Asta ar însemna că CSM-ul, pentru că el de fapt e organul de autoadministrare, are o foarte rea politică de comunicare. Și asta ar însemna că trebuie să se gândească și trebuie pentru sine să vadă cum iese în spațiul public astfel încât să sporească credibilitatea sistemului și nu invers, se reducă credibilitatea sistemului. Mai există aici un subiect, din păcate e foarte puțin timp la dispoziție, dar una dintre reformele foarte lente e și acolo ține de Procuratura Generală. Unde vedeți astăzi reforma în acest domeniu și dacă e posibil ca să avem anul acesta ceva vizibil? Eu aș vrea foarte mult că, spre deosebire de colegii mei, sper că nu o să se supere ca acest lucru să nu se întâmple în acest an. Pentru că într-un an preelectoral, autoritățile sunt predispuse ca să facă niște reforme populiste, prost gândite, însă să le treacă cât mai repede pentru a obține un anumit credit în electorală. Și atunci e riscul ca una din cele mai importante autorități să devină mai rea decât este. Nu putem să ne supărăm decât chiar să fim de acord, pentru că... Eu aș chiar aștepta după alegeri, sincer. Chiar ieri la conferință am menționat că odată ce avem aceste restanțe la realizarea programului de acțiuni, denotă și o teamă, o îngrijorare din partea societății civile, pentru că autoritățile se vor încerca ulterior să recupereze, să se grăbească, să accelereze aceste reforme, iar această grabă riscă să știrbească din realizările exacte și reale ale acestei reforme. Și inclusiv aici se referă și la reforma în procuratură. După mine, reforma în faza prejudiciară ar trebui să fie privită ca un tot întreg, în complex. Și la moment putem să constatăm că noi pur și simplu nu avem o viziune strategică vis-a-vis de reformarea acestui sistem. Noi nu știm unde trebuie să ajungem cu reforma procuraturii. Ce va reprezenta procuratura, ce vor reprezenta organele de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și care va fi rolul fiecărui actor în faza prejudiciară. În Ministerul Afacerilor Interne avem Direcția Urmărire Penală, acum e în IGP. A fost anterior un departament mare în minister, în cadrul ministerului, deci nu subordonat departamentului poliție. Înainte de aceasta a fost subordonat departamentului poliție, care deci tot fac ping-pong cu direcția asta de urmărire penală. Bai direcții, bai departament, bai subministru, bai sub poliție. Și asta în condițiile când organul de urmărire penală trebuie să fie asigurat printr-o independență totală și nu ai cum Absolut. Să pui la egal un organ, activitatea specială de investigație și organ de urmărire penală. Și să subordonezi mai mult organul de urmărire penală, în fond, unei persoane care, de exemplu, este conducător a organului activitate specială de investigație. În ce măsură ar putea avea succes sau nu această reformă, având în vedere că există și o atenție sporită a Comisiei de la Veneția? Păi, e foarte greu și nici nu sunt sigură că se merită de comentat aceste lucruri, pentru că, într-adevăr, cu părere de rău, contextul este unul care nu are cum să ne facă să ne convingem că lucrurile vor fi foarte bine analizate și fundamentate. Deci, iată de ce eu vorbeam că pentru mine ar fi mult mai bine, de exemplu, dacă toate lucrurile cele mai importante se vor produce după alegeri. Atunci când va fi foarte clar că cei care și-au asumat responsabilitatea pentru această reformă vor avea posibilitatea să o implementeze. Și va fi această durabilitate, să spunem, în proces de reformare. E foarte prost să faci o reformă, să începi o reformă exact înainte de expirarea mandatului, pentru că e foarte posibil ca să nu vii apoi și să nu ai influența ca să implementezi. Și atunci, degeaba. Domnule Manole, foarte scurt. Pe de altă parte, este foarte greu să avem o realizare foarte bună a acestei reforme, pentru că avem și problema mentalității la nivel de societate. Eu vreau aici să vă aduc doar un simplu exemplu. Ați văzut probabil prin internet imagini în care doi polițiști colectează niște fructe de la piața centrală fără să plătească. Pe mine ceea ce m-a deranjat foarte mult, da, este un fenomen foarte clar, este o problemă, organele trebuie să se expună dacă a fost sau nu, pentru că
Dar pe mine m-a deranjat foarte mult reacția persoanei de la care s-au luat aceste bunuri. Aceste nicio reacție? Nu, din potrivă, ea a sărit în apărare. Deci ea striga sau se revolta împotriva cameramanului, jurnalistului care filma această scenă. Și deci ea se revolta și spunea că da, mi-a plătit băiatul, lasă-l în pace. Deci noi suntem o societate bolnavă. Noi suntem cei care tolerăm, noi suntem cei care încurajăm astfel de fenomene. Nu știu, asta vine din istoria noastră recentă, de după 40 ani. Domnule Mădălea, când să schimbăm istoria, din păcate, timpul rezervat acestei emisiuni s-a scurs. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Toate bune, nu ratați Jurnalul Extern.